Mai puțină risipă, mai mult bine. Peste 1000 de elevi din țară vor deveni în scurt timp ambasadorii campaniei naționale de prevenire a risipei de alimente. Inițiativa aparține Băncii de Alimente, care a lansat astăzi, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău și cu sprijinul unei rețele de magazine, o serie de acțiuni de informare și sensibilizare a societății. Ajunsă la cea de-a treia ediție în premieră în acest an, campania antirisipă include și o componentă de educație a celor mai tineri consumatori. Eu cu mama luăm puține produse ca să fie proaspete și să reușim să le mâncăm. Dacă e proaspete, să mănânc cât mai repede până nu expiră, că dacă nu mâncăm, o să fie o risipă de bani. Cel mai important este să nu aruncăm. Sunt oameni săraci care nu au nimic de mâncare. Mulți dintre consumatori au spus că evită cumpărăturile în exces. Sperui să nu fac risipă de alimente și din care rămân mai fac ceva. Alimentele de sigur. E dificil în ziua de astăzi pentru unele persoane. Sunt potrivă de aruncat orice aliment. Nu eu mult, să fie pe mult timp, dar eu atâta cât mâncăm. De ce mă stăr sau la porumbi să dăm pâinea, de exemplu, sau la psici, câini care sunt vagabonți, ca să nu se risipească în zadar. Campania antirisipă are ca scop sensibilizarea societății, antreprenorilor și autorităților publice privind problema risipii alimentare și informarea despre mecanismele simple de recuperare a acestora. Doar prin și acele exemple, dar și prin modele, prin mesajele transmise, consolidat, putem educa și contribui la schimbarea anumitor comportamente din municipiu. Vor fi implicate și pentru prima etapă sau pentru această ediție 7 școli. În această perioadă ne propunem ca să ajungem în 10 școli, în care să avem activități pentru peste 1000 de copii. Ne propunem să fie activități interactive, dar în care la final să învețe niște reguli de comportament care ar duce la prevenirea risipii de alimente. În cadrul campaniei naționale de prevenire a risipii alimentare, în data de 26 noiembrie, va avea loc o colectare de produse. În 2021 au fost adunate aproximativ 3700 de kilograme de alimente.